Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne din nou la 1 TV, iată-ne din nou în Viață în Armonie și iată-ne din nou cu Mihail Horațiu. Bine ai venit la noi în emisiune pentru a treia oară, da? Da, da, bine v-am regăsit și chiar mă bucur că am revenit în Piatra Neamț, pentru că aici sunt oameni luminoși, sufletiști, deosebiți și avem de fiecare dată, atunci când țin un curs, experiențe frumoase. Avem chiar revelații dacă ne deschidem mintea și inima și putem învăța unii de la alții diverse lucruri de, cum să zic, diverse, nu știu, găsim, putem avea revelații, putem înțelege anumite lecții de viață pe care Dumnezeu ne dă șansa să le înțelegem. Adică ne putem ajuta reciproc. De la ultima emisiune care mi-aduc aminte a fost undeva în luna iunie, dacă mi-aduc bine aminte. Iunie sau iulie, nu mai știu, undeva pe data de 11, țin minte perfect. Cred că la început de vară, da. Așa, ai fost plecat. Pe unde ai fost? Pentru că tu întotdeauna când mergi undeva, când vii, vii cu experiențe și ne povestești și nouă. Da, sper că de curând să pun și poze pe internet, în pagina mea de Facebook. Am fost în Grecia și, slavă Domnului, mi-am găsit chiar plaja mea preferată. Am fost în insula Tasos, este, din câte știu eu, cel mai aproape de România, deci am fost pe litoralul grecesc, împreună cu familia și prietenii și au cunoscut oameni sufletiști, oameni deosebiți, chiar ne-am împrietenit cu ghida de acolo, româncă stabilită în Grecia și, ce să zic, a fost o vară minunată. Am fost și pe litoralul grecesc, dar și pe litoralul nostru românesc și m-am plimbat prin toate stațiunile, ca de obicei. Și acum am reînceput în forță să lucrez, să muncesc, dar de fapt e o muncă spirituală care mă împlinește în primul rând sufletește și la nivel energetic și emoțional oamenii sunt inițiați și ajutați să înțeleagă ce sunt ei, cine sunt ei și cum pot scoate la suprafață anumite capacități, anumite calități pe care toți le avem, însă de obicei în stare latentă. Și deci am revenit și am început munca după vara asta. Pentru cei care nu știu, Horațiu ține cursuri ca fiecare, hai să-i spunem așa, maestru, pentru că m-am obișnuit să le spun maestrii celor care îi aduc în emisiune. Chiar dacă mulți dintre ei sunt modești și spun că nu este un cuvânt care să ajungă până acolo maestru ca să fii foarte sus. Eu le spun maestri pentru că eu și prin intermediul camerei de luat vederi și dumneavoastră, cei care priviți de acasă, aveți ce învăța și eu implicit. De asta îmi place să le spun așa. Văcând acum așa o mică quantum la ceea ce ai făcut astă vară, vorbeam despre ceea ce faci tu, cursurile pe care te-aș ruga să le enumeri punctual, să știe lumea despre ce vorbești tu în cursuri, care este titulatura fiecărui curs în parte. Nu facem publicitate, ci vreau să știți cu ce se ocupă spiritual Horațiu. Păi, în primul rând, am descoperit că din copilărie și în adolescență s-a manifestat mai mult. Am și de fapt unii dintre noi au anumite capacități mediumnice, cum ar fi clarviziune, cum ar fi telechinezie, telepatie, chiar puterea de a face un tratament și a lăsa Duhul Sfânt să lucreze prin tine și să se producă o vindecare miraculoasă sau o exorcizare. Și atunci am studiat, am experimentat foarte mult și am studiat și am făcut și eu la rândul meu mai multe cursuri de pregătire și am avut ocazia să-mi amintesc ce am făcut în alte vieți, în Egiptul Antic, în Israel și în România și în Grecia am mai trăit, pentru că există reîncarnare și reîncarnările noastre sunt nenumărate și venim cu un anumit bagaj, venim cu o anumită experiență de viață, cu o anumită maturitate, care prin revelație, prin rugăciune, prin post, prin meditație, prin diferite tehnici de respirație, de exemplu, aceste capacități pot fi scoase la suprafață. Și astfel am ajuns să fac un curs, să pregătesc și să ofer mai departe un curs foarte important, eu zic că este cel mai serios curs pe care îl țin, purificare, tratament și vindecare. Deci ca omul să învețe, să se branșeze la sursă,
pe moment, da, poate fi ajutat de un medic, poate fi ajutat de un terapeut, însă fiecare poate să facă niște lucruri simple pentru purificare, pentru purificarea corpului fizic, pentru purificarea corpului energetic, a corpului emoțional, a corpului mental. Există un sistem de chakre pe care yoginii și nu numai îl studiază. Există acupunctură și există lucruri mai simple care pot fi practicate de către fiecare în parte. Și la cursul de purificare, tratament și vindecare am spus că dau toate tehnicile cele mai importante din istoria omenirii care au dat rezultate, pe care sfinții sau terapeuții din toate timpurile sau maestrii spirituali le-au pus în practică și au avut succes. Și deci dacă există o colaborare între pacient și terapeut, atunci da, poate să aibă loc o vindecare. Și alt curs pe care îl țin este cel care tocmai l-am făcut aici, împreună cu voi, la Piatra Neamț, cel de clarviziune și puteri paranormale, în care Dumnezeu prin mine face activarea chakrelor, inclusiv a clarviziunii, și putem să vizualizăm aurele, chipurile vieților anterioare, putem să vizualizăm simboluri din frunte ale noastre sau ale celorlalți care reprezintă inițieri pe care noi le-am avut în alte vieți, fie preoție, fie diferite inițieri pe care le-am primit, și pe care acum, lucrând cu noi înșine, pentru că fără muncă, fără studiu, fără asceză, fără devoțiune mai ales, nu putem să scoatem la suprafață capacitățile sufletului și ale spiritului, și atunci e nevoie de o inițiere, e nevoie de o ghidare, și eu asta sunt ghid spiritual, și fiecare om, de fapt, în stare latentă este un maestru al propriului său destin, pentru că avem liberul arbitru, că avem posibilitatea să ne branșăm la sursă, avem posibilitatea să cerem și să primim iertarea și să oferim iertare și binecuvântare celor care ne-au greșit, și avem posibilitatea să ne raportăm la grație divină și să manifestăm aceste virtuți și aceste capacități. Tu ești greu de oprit când te pornești? Am multe cursuri și pe site-ul meu horusra.com pot fi găsite aceste detalii despre cursurile pe care le țin. Bun. Și temele. Bun, ești greu de oprit când te pornești, da. Așa ca o paranteză fie spus, nu e prima oară când mă confrunt cu lucrul ăsta. Horațiu, la ce ne-ar trebui? Eu am făcut cursul, am fost la cursul tău, da, și da, am înțeles, dar pentru cei care n-au fost la curs, cei care ar vrea să știe, la ce ar fi de folos un curs pentru clarviziune? Ce folosește omului să fie clarvăzător și ce vede el prin acest, hai să-i spunem, nu știu, această transparență, pentru că este o transparență. Da, da. În primul rând, ce înțeleg eu prin clarviziune? Nu numai capacitatea pe care instantaneu o primești prin grație divină sau prin muncă, depinde de fiecare ce își dorește. Nu numai capacitatea de a putea să vezi aura, adică sufletul unui om, și să vezi ce culoare are și să înțelegi ce simbolizează acest lucru, pentru că fiecare om are culoare de bază în aură și o culoare secundară, și ai văzut că fiecare are o semnificație, și în curs, în timpul cursului, dau detalii despre acest lucru din experiența proprie. Bun, punctual. Da. Hai să spun. Dar mai important despre clarviziune, da? Da. Este că eu înțeleg așa, o viziune clară. Adică în momentul în care primești clarviziune, primești de fapt Duhul Sfânt, ca să ai o minte clară, luminată de Duhul Sfânt. Dar noi avem discernământ. Duhul Sfânt. Nu, noi avem impresia că avem discernământ, însă oamenii, din păcate, nu au discernământ. Nu și-a trezit sufletul, deci nu manifestă acea puritate, acea intuiție pe care profeții, pe care sfinții și maestrii spirituali din alte timpuri o manifestau. Dar Duhul Sfânt îl avem. Nu-l avem noi pe el, ne are el pe noi. Ok, da? Perfect. Da. Deci Duhul Sfânt este un nivel de conștiință hristic ce ne permite să înțelegem Sfintele Scripturi, și mă refer nu numai la Biblia noastră creștină ortodoxă, ci și la Vede, ci și la Bhagavad Gita, deci la celelalte scripturi ale altor popoare. Pentru că adevărul poate fi găsit în diferite timpuri, în diferite religii, pentru că toate religiile au o esență comună și există un singur Dumnezeu, și scopul fiecărei căi spirituale veritabile și al fiecărei religii, mai mult sau mai puțin ortodoxă, da? Este de a găsi acea esență divină, de a cunoaște sufletul și de a atinge nemurirea sau perfecțiunea sau desăvârșirea spirituală, cum scrie în Biblie. Da? Deci scopul este îndumnezeirea omului, purificarea, vindecarea, exorcizarea, primirea Duhului Sfânt și îndumnezeirea omului. De ce? Ca să trăim starea de rai pentru noi și pentru ceilalți. De ce crezi tu că a ales Dumnezeu
mai mulți mesageri și mai multe mesaje vis-a-vis de tot. De ce n-a rămas doar Iisus Hristos singurul pe pământ care să aducă mesajul învierii și a cerului, a divinității, a creației, a universului, a tot ce înseamnă Dumnezeu? De ce a pus pe acest glob pământesc în mai multe timpuri mai multe cărți, mai multe mesaje, mai mulți mesageri? Ca oamenii să aibă mai multe șanse de a se întoarce la sursă, de a se întoarce la Dumnezeu. Ca oamenii să aibă mai multe posibilități de a alege o cale ce conduce spre trezire, spre vindecare, spre mântuire, iluminare, cum vrei să-i spun. Și de ce nu-s la fel atunci aceste Pentru mesaje? Pentru că fiecare om este unic și fiecare țară are specificul ei, are felul de a se manifesta, are potențialul ei, deci fiecare om este unic și fiecare țară are destinul ei propriu și fiecare țară are și profetul ei propriu. Pentru că Dumnezeu dă șanse fiecăruia să se mântuiască, dar atât cât poate el să înțeleagă ceea ce înseamnă mântuire, ceea ce înseamnă evoluție. Deci, în esență, toate religiile sunt bune, pentru că toate au aceeași esență, îndumnezeirea omului, da? Trezirea sufletului, nemurirea sufletului. Deci faptul că există reîncarnarea asta s-a știut la pornirea fiecărei religii. Din păcate, aceste informații s-au pierdut. Din păcate, oamenii și-au pierdut puritatea sufletească, din păcate, esența s-a pierdut și acum este cazul să o redescoperim. De ce s-a pierdut? Deci în momentul în care faci o rugăciune cu credință, ți se revelează adevărul, indiferent de ce religie faci parte. Întrebare. De ce s-a pierdut tocmai această discuție despre, că discuție facem noi acum despre reîncarnare? De ce din toate cultele a dispărut reîncarnarea din manuscrise? S-a dorit acest lucru și s-au cenzurat Biblia și alte cărți. Au fost cenzurate. Și în cartea mea am pus pasaje despre acest lucru. Cum a fost scoasă din Biblie reîncarnarea. Însă reîncarnarea există dincolo de toate dogmele, dincolo de toate părerile tuturor, contează adevărul. Și acest adevăr poate fi revelat fiecărui om care este sincer și fiecărui om care poate să apeleze la un ghid spiritual sau la oricare metodă de a afla adevărul. Pentru că adevărul va supraviețui tuturor civilizațiilor care apar și dispar, tuturor religiilor care apar și dispar. Și asta spuneam, că Dumnezeu revelează adevărul profeților. Și cine sunt profeții? Sunt cei care aleg singuri să aibă o viață pură de post, de rugăciune, de meditație sau să facă diferite tehnici prin care li se poate revela esența sufletului și existența lui Dumnezeu și existența raiului sau a lumilor de dincolo. Deci, de aia spun că există reîncarnare pentru că Dumnezeu dă șanse nenumărate omului să atingă mântuirea și există mai mulți profeți care vorbesc despre același adevăr, însă în diferite timpuri, în diferite țări, în diferite limbi, sub diferite modalități. Însă căile toate conduc spre același vârf de piramidă, căile toate conduc spre același vârf de munte al omului îndumnezeit, al omului care comunică direct de la suflet la spirit, adică direct cu sufletul, cu Dumnezeu, cu ajutorul ghizilor, cu ajutorul îngerilor păzitori, cu ajutorul ghizilor spiritual din planul fizic, adică al terapeuților sau preoților sau unor oameni binecuvântați de Dumnezeu. Cum cunoști că un ghid spiritual sau un maestru, spune-i cum vrei tu, este veritabil în sensul în care este benefic pentru tine, pentru că așa cum spuneai, căile sunt mai multe și tu trebuie să alegi o cale cu care rezonezi. Da. Dacă nu știm ce înseamnă aceea rezonanță, deci nu știm să comunicăm cu sufletul nostru, de unde știu eu că tu, Horațiu, ești ghidul meu spiritual? Simți, te bazezi pe intuiție și te bazezi pe ceea ce spune vocea inimii, vocea sufletului. Și cel puțin cei care beneficiază de activările pe care le fac sau cei care s-au născut, asemenea mie, cu clarviziune, sau cei care muncesc și lucrează pentru asta, prin clarviziune poți vizualiza aura și deci poți vedea sufletul, aura înseamnă suflet, deci poți vedea dacă acel om într-adevăr are har, dacă acel om este preot și nu popă, da, deci dacă are har, dacă are credință, dacă își permite să facă un tratament și să aibă loc o exorcizare sau o vindecare miraculoasă, pentru că nu terapeutul este cel care este vindecător și aici mă refer nu numai la preoți, ci și la alții care practică diferite căi spirituale, da, terapia Bowen sau Qigong sau alte căi spirituale. Deci e vorba de faptul că tu, ca microcosmos, te branșezi la macrocosmos, adică la Dumnezeu și lași pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, energia divină să lucreze prin tine. Deci noi suntem terapeuți, dar nu suntem vindecători. Da? Și un om care este terapeut veritabil sau un om care este cu adevărat spiritual,
are o anumită aură, de o anumită culoare și în primul rând e vorba de luminozitate, de strălucire, de putere, de densitate acele aure. Deci dacă ai clar viziune, poți să percepi clar dacă un om este sau nu este cu adevărat spiritual. Dacă n-ai clar viziune, cel puțin și ai puritate, doar puritate, da, sufletească, simți intuitiv dacă acel om este compatibil cu tine, dacă simți familiaritate, dacă simți că îți inspiră încredere, da, atunci se presupune că este compatibil și poți primi, atât cât îți permiți să primești, informații, energie, lumină, binecuvântare. Da? Deci există pentru fiecare maestru, există o categorie de discipoli care să-l urmeze și pentru fiecare discipol există un maestru cu care el să fie compatibil. Însă eu am fost autodidact și chiar dacă am făcut mai multe cursuri sau am studiat mai multe cărți, am ales întotdeauna să mă urmez calea propriei mele intuiții, propriului meu suflet, am ales să-mi urmez de fiecare dată inima. Și tocmai de aceea și în cartea mea spun că mintea minte. Deci mintea te minte, minte, minte. Mintea minte, inima simte. Deci doar inima simte adevărul, doar inima are puritatea și capacitatea să audă vocea lui Dumnezeu sau vocea sufletului tău sau vocea lui Hristos, care se vorbește prin intuiție, prin suflet, prin inimă. Deci eu sfătuiesc pe fiecare să-și asculte intuiția și să simtă dacă este compatibil sau nu pentru el un curs pe care îl predau eu sau orice altcineva, sau o carte spirituală, sau un film inițiatic. Și slavă Domnului, în ultimul timp au apărut destule filme inițiatice și destule cărți spirituale și dacă ne rugăm și primim discernământ, le putem studia și putem lua din fiecare ceea ce este bun pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră, pentru hrana noastră sufletească și spirituală. Horațiu, vreau să-mi spui dacă, din punctul tău de vedere, a face o tehnică fără a studia înainte, fără a citi, fără a avea un mare bagaj de cunoștințe în spate pe tehnici lucrate de alții și care, la rândul lor, au lucrat și au și scris prin experiența lor. Dacă tu crezi că a veni la un curs, că despre asta e vorba, și a face un curs, dacă n-ai citit și nu ai experiența celor din spatele tău care au lucrat, are valoare. Adică poți de la curs să... Se poate evolua prin muncă proprie și prin deschidere pentru a primi energie, pentru a primi grație divină. Și atunci, dacă ai susținere în plan energetic și în plan spiritual și muncești și tu, da, se poate. Și poți să faci o tehnică până când atingi desăvârșirea în acea tehnică, până când ești stăpân pe acea tehnică. De fapt, maestru vine din master. Și master înseamnă și învățător al principiilor spirituale și om care învață și care învață pe ceilalți, dar și stăpân. Master înseamnă stăpân, dar nu este vorba de a stăpâni maestru pe discipol, ci de a stăpâni propriile emoții, propriile gânduri, a stăpâni respirația. Deci un om care lucrează pentru a-și controla respirația, energia, mentalul, este un om care se disciplinează, deci este un om care este discipol. Și este ideal să fii discipol, adică să-ți dorești o disciplină în viața ta, să aduci armonie, să aduci iubire, să aduci lumină, să ceri și să primești înțelepciune și să lucrezi cu tine însuți, până când ajungi din discipol să devii maestru. Se poate și autodidact, așa cum am făcut eu, însă este foarte... este nevoie de foarte multă muncă, de studiu, de asceză și mai ales devoțiune. Deci dacă n-ai puritate, dacă n-ai sinceritate, dacă nu ai devoțiune și nu te branșezi direct la Dumnezeu, este foarte greu și atunci ai nevoie de un ghid spiritual care să te ghideze, care să-ți recomande niște lucruri, nu care să te manipuleze, nu care să te mintă, ci care să-ți recomande niște tehnici, să te ajute să le înțelegi corect, să le faci corect și cu care să poți ține legătura. Deci eu spun că este necesar un om ca să evolueze sinceritate, bunăvoință, devoțiune și un ghid spiritual, pe care fiecare și-l alege după cum este sufletul lui, după cum simpatizează sau antipatizează cu cineva. Pentru că sunt maeștri și maeștri sunt oameni și oameni, discipoli și discipoli și nu toți sunt compatibili cu o anumită structură sau cu o anumită manifestare a unui sfânt, profet sau maestru spiritual. Bun, o să luăm o mică pauză de publicitate și revenim cu discuția despre acest vast subiect, pentru că este mult de vorbit. Evident că în timpul pauzei am avut o discuție vis-a-vis de ce s-a mai întâmplat ieri la curs. Noi am avut experiența plăcută, unde au venit chiar și din Cluj. Au venit 4 sau 5 persoane. Din mai multe orașe au venit. Din mai multe, Bacău, și Cluj. Și din Sighișoara, da. Și e o ocazie în care te poți întâlni cu oameni pentru prima oară și să, pe lângă faptul că îi cunoști, schimbi experiențele cu ei și vezi
Ce se întâmplă în jurul tău, de fapt, în toată România asta? Apropo de România, vroiam să începem altfel partea a doua a emisiunii, dar pentru că mi-a venit acum ideea, inspirație divină, să vorbim despre România. Horațiu, ce ar trebui să facă românii să se trezească? Grea întrebare, nu? Să-și dorească în primul rând, să cunoască adevărul, să se trezească la nivel mental și mai ales spiritual, rugăciune sinceră, să ne dea Dumnezeu curaj, să ne dea Dumnezeu o viziune clară, că asta spunea că mai presus decât faptul că poți vedea aura sau anumite lucruri din planul energetic, îngeri, sfinți sau ghii spirituali sau celelalte entități, mai important este să ai o viziune clară. Deci clar viziune clară. Deci dacă noi ne rugăm să primim de la Dumnezeu Duhul Sfânt, adică o minte iluminată de Duhul Sfânt, înseamnă o minte plină de discernământ. Dacă ne deschidem și inima, primim iertare, mântuire, binecuvântare și putem atinge chiar starea de extaz dacă ne rugăm cu devoțiune și dacă știm cum să ne rugăm. Da? Deci, în primul rând, rugăciunea este cea care, dacă este spusă din inimă cu devoțiune, ne ajută să ne trezim. Deci, fără rugăciune, fără acel ajutor, cu disperare, cu devoțiune, cu sinceritate lui Dumnezeu, nu putem să ne ajutăm pentru că puterile umane sunt limitate. Deci dacă noi nu învățăm să ne rugăm sincer și din inimă, dacă nu învățăm să ne abandonăm ego-ul și să ne deschidem mintea, inima, sufletul cu devoțiune către Dumnezeu, ca să putem primi putere, ca să putem să facem ceva cu adevărat benefic pentru noi și pentru viața noastră, nu avem susținere. Deci să ne rugăm ca toți liderii politici și religioși să fie binecuvântați cu Duhul Sfânt, să primească înțelepciune și discernământ, să facă ceea ce este bine pentru țară. Da? Și să merităm lideri care sunt cu adevărat cu credință în Dumnezeu, cu care au coloană vertebrală dreaptă. Pentru că un om care cere și primește revelația, un om care cunoaște ceea ce înseamnă adevărul, cunoaște ceea ce înseamnă prin extaz mistic, cunoaște ceea ce înseamnă trăirea în adevăr și primește iubirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și trăiește în Dumnezeu, acel om este curajos, este demn și își vrea binele lui și al celorlalți. Acel om poate să ajute la trezirea celorlalți. Deci dacă fiecare dintre noi se trezește și este un far, este o lumină, atunci poate să lumineze împrejurul lui și direct sau indirect poate să ajute și pe ceilalți. Deci rugăciunea, părerea mea este că rugăciunea este cea care ne ajută să ne trezim. Este omul păcătos sau nu? Din punct de vedere moral există păcate și am explicat în cartea mea care sunt acestea și să știe, de fapt, în religia noastră creștină să pune accent, din păcate, pe păcat, da? Și din punct de vedere spiritual nu există păcat. Din punct de vedere spiritual omul este pur, omul este deja mântuit, omul este deja aici și acum în împărăția cerurilor, dacă își permite, dacă își deschide inima și lasă pe Dumnezeu să manifeste prin el. Pentru că Dumnezeu este energie și toți ne aflăm în Dumnezeu. Din păcate, Dumnezeu nu se află în toți, pentru că nu toți oamenii au mintea și inima deschise, nu toți oamenii lasă pe Dumnezeu să manifeste prin ei. Și cum să manifeste Dumnezeu? Prin dragoste, prin iubire, prin prietenie, prin altruism, prin devoțiune. Da? Avem dorințe egoiste, pentru că suntem oameni și avem parte umană, dar avem și dorințe altruiste, pentru că avem și parte divină, avem și suflet. Cei care mai au suflet, că unii și l-au pierdut făcând magie neagră. Concret și practic, în momentul în care noi trebuie să mergem la vot și să ne punem ștampila, este foarte bine, după cum spui tu, să cerem divinității să ne lumineze printr-o rugăciune sinceră, da. Și să lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă și nu televizorul să ne manipuleze așa cum se întâmplă în ziua dacă de avem, da. Dacă avem discernământ, putem să selectăm acele informații care le simțim că sunt adevărate și putem să le punem în practică. Da? Și este inevitabil să nu avem și informații eronate în cărți, în filme sau la televiziune sau oriunde sau în ziare. De ce? Pentru că fiecare om are o părere subiectivă și nu toți își doresc să afle adevărul și atunci oamenii aflând un lucru eronat, fără să-și dea seama conștient sau inconștient, da, îl propovădesc mai departe. Dar noi, din cauza asta, dacă avem discernământ, putem să ne dăm seama ce ne este de folos și ce nu este de folos. Ceea ce ne este benefic și ceea ce nu ne este benefic. Deci unii mint poate fără să-și dea seama sau perpetuează o informație care este din start eronată. Este necesar să ne trezim discernământul, este necesar să ne trezim intuiția și să ne ascultăm vocea inimii, vocea sufletului. Și să alegem ceea ce simțim că ni se potrivește și merităm. Bun, Horațiu, hai să vorbim despre iubire, despre dragoste, despre împlinire. Te rog. Ce să zic?
Dacă nu faci ceea ce îți place, ceea ce te împlinește din punct de vedere emoțional și sufletesc, eu spun că trăiești în compromis. Și din păcate foarte mulți dintre noi, dacă nu chiar toți oamenii, trăiesc în compromis. Deci să ierți și să lași de la tine este una, însă a trăi în compromis este un lucru care ne consumă din punct de vedere emoțional și din punct de vedere energetic. Deci eu sfătuiesc, eu sunt împlinit sufletește, sunt împlinit emoțional și mai ales dacă sunt și îndrăgostit și îmi permit să primesc iubire și să ofer iubire, pot fi și fericit. Și bineînțeles că această fericire a oamenilor depinde de Dumnezeu, de modul de a vedea lucrurile, de nivelul tău de conștiință și de faptul că te poți ajuta pe tine și pe ceilalți. Și această împlinire nu ține doar de iubire, de nivelul de conștiință, de dragoste. Deci dacă ești îndrăgostit cu un suflet pereche, așa cum sunt eu acum, da? Îndrăgostit și este o dragoste reciprocă cu un suflet pereche și este minunat acest lucru, însă această dragoste pentru omenire, pentru umanitate, poate fi manifestată ca și prietenie. Pentru mine iubirea este un nivel de conștiință, nu este doar un sentiment. Și deci dacă un om ajunge să atingă această conștiință hristică, își permite să lasă pe Dumnezeu să manifeste prin mintea lui, prin inima lui, prin toată ființa lui și atunci poate să recunoască scânteia divină din fiecare ființă și își poate permite să iubească întreaga umanitate. Asta nu înseamnă că un om cu adevărat spiritual va tolera orice și oricui. Însă împlinire înseamnă atât emoțional să faci ceea ce îți place, ceea ce te împlinește, indiferent de câți bani câștigi, mai mult sau mai puțin. Împlinire înseamnă să-ți permiți, să-ți dai voie, să-ți dorești, să iubești și să fii fericit, să fii prietenos, nu că așa cere cineva societatea, ci că efectiv nivelul tău de conștiință îți permite. Pentru că dacă te raportezi la suflet, îți dai seama că nu posezi nimic și îți dai seama că de fapt iubirea este generozitate și iubirea înseamnă a oferi libertate și a respecta libertatea celorlalți. Însă împlinirea noastră ca oameni aici în planul fizic, fiind o persoană realizată spiritual, sunt acum în plin proces de realizare și din punct de vedere material. Pentru că avem nevoie de abundență, avem nevoie de prosperitate pentru noi, pentru familia noastră, pentru cei dragi și pentru România și pentru întreaga omenire. Este nevoie să aducem abundența în viața noastră și să echilibrăm situația. Cum pentru aduci? Că sunt unii foarte bogați și sunt alții care mor de foame, foarte săraci. Cum aduci abundența în viața ta? Te rogi și primești informații, există și pe internet, există și în Akasha, memoria cosmică universală, cine poate să o acceseze, cine are puritate. Te rogi să primești ghidare, te rogi să primești idei înțelepte și inteligente și le pui în practică. Sunt procede, eu predau un curs de alchimie și prosperitate în care dau ocazia oamenilor să scoată la suprafață ceea ce au și să lucreze cu uneltele pe care le au pentru bogăția sufletească, dar și materială. Pentru că eu sunt pentru abundență, sunt pentru a trăi în lux, adică în lumină și luxul nu înseamnă să stai în sărăcie, să stai într-o peșteră cu cenușă în cap. Dumnezeu ne vrea prosperi, ne vrea puternici, ne vrea sănătoși, ne vrea oameni. Nu cârpe, nu umili. Și banul și dă demn. Puterea? Cunoașterea și informația și banul, da, îți dau puterea să cumperi ceea ce nu poate fi cumpărat, se dobândește pe cale spirituală și ceea ce poate fi cumpărat. De ce să nu trăiești bine? De ce să stai într-o colibă sau într-o peșteră când poți să stai într-o casă cu tot confortul? Ok, am să-ți dau un exemplu printre multe altele. În ultima perioadă, în Piatra Neamț, în județul Neamț, s-au întâmplat lucruri deloc plăcute, oameni buni la suflet, oameni cu stare materială destul de ridicată, oameni de afaceri, din nefericire au sfârșit în accidente tragice de mașină. Și nu o familie, nu două, ci mai multe. Dacă doi membri din familie s-au dus în altă familie, trei membri din familie și așa mai departe. Acum te întreb, ce s-a întâmplat cu acei oameni, pentru că totuși aveau putere, aveau și bani, erau și oameni buni la suflet, au făcut foarte multe acte de caritate, da, mă mir. Și au plecat. Da. Păi Dumnezeu să ierte, ce să zic, rămâi cu, când ajungi dincolo, rămâi cu rodul faptelor tale bune pe care le-ai făcut pe pământ. Deci indiferent de câți bani ai sau nu ai în planul fizic, poți face fapte bune, poți să dai un colț de pâine cuiva, poți să rostești o vorbă bună și frumoasă, poți să îmbrățișezi pe cineva, deci poți face fapte bune chiar dacă n-ai suficienți bani. Însă cu cât ai mai mulți bani, cu cât zic eu că ai mai multă responsabilitate. Și dacă ai și bun simț și altruism și generozitate, cu banii te poți folosi de ei să ajuți pe cei care au mai puțin. Este ciudat ceea ce îmi spui și nu știam că s-a întâmplat asta, însă fiecare își alege o modalitate de a pleca din planul fizic.
este foarte important un lucru. În momentul în care vezi o situație de asemenea învergură tragică, îți pui întrebări. Au avut, au muncit, au fost buni și au plecat tineri. Și îți pui întrebarea. În momentul în care ai cât de câtă cunoaștere, îți pui întrebarea. Uh-huh. De ce? De ce? S-a zis, de plecat tot plecat din plan fizic. Răstignit, ars pe rug, împușcat în accident de mașină sau de moarte bună. De plecat tot pleci, pentru că vii pe pământ să experimentezi anumite lucruri. Și bune și rele. Vii să primești și să dai anumite informații. Vii să faci un schimb de experiență cu ceilalți. Te întâlnești cu suflete pereche camarad. Te întâlnești cu suflete pereche care ți-a fost maestru sau discipol în altă viață. Da? Și ne întâlnim și ne reîntâlnim viață după viață. Facem un schimb de informații. Primim și oferim anumite lucruri. După care vine timpul să ne luăm la revedere și să plecăm dincolo. Nu există moarte decât din punct de vedere al ignorantului. Există o simplă trecere. Este ca și cum plec din Piatra Neamț și mă duc la Bacău. Plec din Bacău și mă duc la Suceava. Sau plec de la Suceava și mă duc la Timișoara. Am murit pentru cei din Bacău, dar sunt viu pentru cei din Timișoara. Când plec din Timișoara, sunt mort pentru cei din Timișoara și sunt viu pentru cei din București, dacă mă întorc la București. Asta o spui. Deci este pur și simplu o trecere. Și în cadrul taberelor și al cursurilor și al tehnicilor pe care le predau, mă întâlnesc cu oameni care, ca și mine, au avut experiența de dublări conștiente sau, ca și mine, au trecut prin moarte clinică. Și eu am spus că am trecut de 6 ori prin moarte clinică și îmi dau seama că, de fapt, moarte nu există. Este un termen, dar este un termen ignorant. Asta o spui, da, tu că ai trecut prin moarte clinică, da, dar da, cei care, deci, n-au trecut... În momentul în care pleci din planul fizic, este exact ca și în momentul în care adormi. Mor pentru lumea asta și ești viu pentru planul astral sau pentru lumea viselor. Exact așa este și când are loc așa zisa moarte. Este moartea corpului fizic. Este o părăsire conștientă sau inconștientă a corpului fizic. Și te duci ca nivel de vibrație în locul pe care îl meriți, în locul pe care ți l-ai pregătit, pentru că așa cum îți așterni, așa vei dormi, da? Deci acei oameni, dacă au reușit să facă fapte bune în timpul vieții și să le facă total dezinteresat, mai ales dacă au avut bani, deci au avut posibilitatea financiară, ca muncind sau primind o moștenire, să facă rost de bani și cu acei bani să investească și să facă lucruri bune, e minunat. Deci ei rămân cu rodul acelor fapte bune. Și pot fi iertați, pot fi înălțați către lume divină și problema nu este cu cei care pleacă, ci cu cei care rămân. Pentru că cei care rămân nu știu că ei s-au dus în rai și atunci le plâng lor de milă. Le plâng de milă celor care au plecat și care de fapt nu mai au griji, nu mai au probleme. Da? Deci există raiul, există lumile divine, există reîncarnarea. După o perioadă de timp petrecută în lumile divine, se pot reîntoarce în aceeași familie sau într-o familie a unor prieteni apropiată ca să-și revadă acel suflet printr-un corp de carne și oase, să-și revadă pe cei dragi. Însă întotdeauna sufletele pereche, sufletele care se iubesc, se vor întâlni viață după viață sau în lumile de dincolo sau pe pământ sau pe alte plante, pentru că sunt o grămadă de civilizații care locuiesc pe diferite plante și aici pe pământ. Noi suntem extraterestri veniți în vizită. Noi suntem pământeni așa, cu numele. Mă uitam să văd dacă mai avem timp, pentru că mi-ai ridicat la fileu vis-a-vis de întrebarea cu extraterestrii. Urmăresc și eu internetul ca fiecare om și apar din când în când link-uri cu tot felul de farfurii zburătoare de diferite forme, care au viteze, care, nu știu, te întreb... Crezi că a ajuns atât de performantă știința pe pământ încât să poată să imită asemenea farfurii zburătoare și să credem că sunt extraterestri? Pentru că până la urmă, nu zic că e un fache ceea ce apare pe internet, dar sunt prea multe. Au existat dintotdeauna și oricum pe pământ la început, au fost de la început pe pământ, când a fost populat, au fost 7 rase, da? Și nimeni nu s-a gândit că nu sunt 7 rase, rasa galbenă, rasa roșie, rasa neagră, rasa albă. Nimeni nu s-a gândit că, de fapt, sunt rase extraterestre. Deci, de la început pe Pământ, au venit din mai multe locuri entități umanoide care au populat Pământul și am creat noi Elohimii. Elohim înseamnă coborător din cer. Deci, rasa mea extraterestră a creat... ceea ce se numește specia umanoidă actuală, Homo sapiens, pe Adam și Eva. Dar Adam și Eva și copiilor, apoi, în Biblie este scris că acei copii și-au găsit femei din alt neam. Deci nu au fost singuri pe planetă, Adam și Eva. Da. Deci dacă studiem Biblia și
căutăm și descoperim adevărul, vedem că tot timpul au fost, sunt și vor fi diferite rase extraterestre. Și acum, răspunzându-ți clar la întrebare, da, există nave de origine extraterestră pe Pământ, în interiorul Pământului, dar și deasupra ne supraveghează, au capacitatea de a deveni invizibile, sunt numite navele nori, pentru că își pot camufla aspectul sub formă de nori sau pot deveni invizibile sau își pot schimba culoarea, și sunt și pământeni care în colaborare cu extraterestrii au creat niște nave asemănătoare cu cele extraterestre, deci cu tehnologie extraterestră create pe Pământ, dar majoritatea sunt miliarde și miliarde de nave, au fost și sunt de-a lungul timpului, mai ales în anumite perioade de timp, și acum 2000 de ani și acum, în această perioadă, în ultimii ani, sunt foarte multe nave extraterestre în jurul Pământului, sunt civilizații foarte evoluate, nu toți sunt benefici pământenilor, nu toți ne vor binele, însă există liber arbitru și Dumnezeu, fiind iubire, ne respectă liberul arbitru și atunci aceste civilizații sunt într-un fel sau altul obligate să ne respecte liberul arbitru. Nu este un semnal de alarmă, din contră este un lucru minunat că alte ființe venite din stele ne veghează și dacă le cerem ajutorul pot interveni și ne pot ajuta să ne redresăm din punct de vedere energetic, din punct de vedere chiar și financiar și al tehnologiei care ne ajută să ne vindecăm, însă ne este necesar și aici intuiția și discernământul, ne sunt necesare. Se mai vehiculează faptul că din multe filme SF-uri ar veni dintr-o altă dimensiune, nu știu ce civilizație, care vrea să distrugă Pământul. Tu ce părere ai? De ce ar distruge Pământul când ar putea să populeze în colaborare cu pământenii? Extraterestrii sunt încarnați în carne și oase, deci sunt întrupați, o parte din ei. Cum am spus că sunt majoritatea ființelor umanoide care sunt pe Pământ acum, sunt extraterestre, de origine extraterestră, așa cum suntem și noi. Și sunt puțini care sunt, să zic așa, suflete noi, doar pământenii. Și asta se vede și în aura fiecăruia și în structura lui energetică. Și sunt extraterestrii care sunt doar la nivel de... adică sunt extraterestrii care doar stau și doar și supraveghează și veghează. Nu consider că este posibil ca o civilizație extraterestră evoluată să-și dorească să ne distrugă pe noi și să preia cu forța această planetă. Această planetă este minunată. Tocmai de asta, din invidie. Nu văd de ce nu ar locui eu împreună cu noi, că este spațiu destul și ar dori să o distrugă. Însă nu vor fi lăsați, chiar dacă există așa ceva și există specii care sunt răuvoitoare, să zic așa, pământenilor, nu vor fi lăsați, pot fi anihilați în orice clipă. Spus cuvântul invidie pentru da, că... Da, toate ființele au și defecte umane, nu numai... Pentru că această planetă este minunată, umane. Este minunată și avem... Este și poate fi ca un paradis. Este un, nu știu, eu cel puțin pot să spun, atât cât cunosc România, cel puțin acest loc este magnific. Și o spun și o repet, cu durere în suflet, că ne batem joc singuri de țărișoara asta și nu apreciem ceea ce avem. Povestea o cunoștință care a fost în Africa și a venit de acolo și a spus că a văzut bogăția și lucrurile la extreme. Oameni foarte bogați care trăiesc într-un lux extraordinar, greu de exprimat în cuvinte, și oameni la extrema cealaltă foarte săraci, care trăiesc la limita existenței într-o cutie de tablă. Și am spus, nu pot să cred așa ceva. Și ba da, ne-a pus a fotografia și le-a pus pe internet și am văzut acele, într-adevăr, cutii de tablă. Atât. Și se hrănesc și beau apă de la o țeavă, dacă o comunitate apă, da. De nu știu cât da. Sute de oameni și au toalete comune care vine și le schimb odată la nu știu cât timp. Deci gândiți-vă, dragi prieteni, că sunt țări care nu au ce avem noi. Nu au nici măcar atât. Și noi avem atâtea. Și ne batem joc de ele. Și nu fac politică. Eu nu fac politică. Dar strig în gura mare ca România ar trebui și românii să se trezească și să-și dea seama ce aur, ce avere, ce bogăție spirituală avem în granițele acestea. Și spirituală și materială. Și exact. Toate felurile. Da. Și nu o prețuim. Să apreciem, apropo, da. Apropo, că mă arde și întrebarea asta și vreau să ți-o pun.
Vorbeai mereu de, și în cursuri și în discuțiile noastre private, de cele 7 centre, de cele 7 chakre importante. Ca și omul, și România le are. Pentru, e o întrebare de 1000 de puncte și te provoc. Pentru că vreau ca și telespectatorii, mi-a fost pusă această întrebare și sincer n-am știut să răspund pentru că nu le știu pe toate. Aș vrea să spui tu care sunt acele 7 puncte, centre principale ale României. Te referi la legătura chakrelor din microcosmos ale da, omului? Ale României. Cu România. Și cu faptul că și România, țara noastră, și nu întâmplător, nu am să spun care sunt locurile, nu am să spun care sunt locurile, de ce? Tocmai pentru a le proteja. Ok. Și inițiații uneori fac lucrul ăsta, eu de obicei nu-l fac, acum este o excepție, însă poate fiecare să-și pună la încercare intuiția și să simtă care sunt acele locuri benefice lui și tuturor și să le simtă, să le caute și să le găsească. Informații există destule, unele eronate, unele voite eronate, alte adevărate, însă trebuie să ai discernământ, trebuie să selectezi. Ce pot să spun este că, nu întâmplător, forma României este de pește, ichthus. Da? Și ichthus înseamnă Iisus. Și în numerologie, în codul biblic, dacă se introduce cuvântul România, apare casa lui Iisus. Și în profeții, și în Biblie, într-o formă criptată, și în alte profeții, se vorbește despre misiunea spirituală a României. Și dacă România este și va fi în continuare centrul spiritual al lumii, locul de unde va porni lumina, asta înseamnă că România este ca un om complet care are legătura cu Dumnezeu, deci cele 7 chakre deschise și activate perfect, de puterea lui Kundalini, a Mamei Divine, deci, și de puterea Duhului Sfânt. Și atunci și România, prin deducție și prin analogie, are complet trezite și activate cele 7 chakre. Deci toți oamenii care se roagă pot avea revelația despre aceste locuri benefice și despre aceste locuri care reprezintă chakrele României. Însă în lume sunt diferite puncte foarte puternic încărcate din punct de vedere energetic și care au legătură cu cerul, ca să zic așa. Deci se văd cu clarviziunea, se pot vedea în anumite locuri de pe pământ. Pot să dau câteva exemple. Se văd tuburi de lumină, efectiv, se văd canale energetice și la noi în țară avem tot așa ceva de genul ăsta în Bucegi. Avem un loc unde se vede un tub, apare la un moment dat chiar și în câteva fotografii, un tub pe vârful unui munte din Bucegi, apare un tub de lumină, un canal de lumină și o cruce. Exact prin mijlocul crucii este acel tunel energetic. În Tibet, mii de ani a fost canalul de legătură pentru chakra Ajna, deci pentru inteligență, pentru autocontrol, pentru chakra care este în legătură cu clarviziunea și cu voința Tatălui. Da? Și tot așa sunt locuri binecuvântate de oameni sfințiți, de civilizații extraterestre care au creat diferite puncte energetice prin intermediul piramidelor, care sunt astupate cu pământ și cu iarbă și care de-a lungul timpului au devenit munți. Deci noi avem în țara noastră munți care de fapt nu sunt munți, ci sunt piramide. Și au un interior temple de inițiere, au un interior un ghid și mai multe averi, nu neapărat materiale, ci papirusuri cu informații foarte importante. Însă, din păcate, se pare că omenirea nu a ajuns încă la acel nivel de conștiință ca să folosească acea tehnologie sau acele informații pentru a ne face bine, ci mai mult pentru scopuri egoiste sau pentru autodistrugere. Și atunci, doar la timpul potrivit, aceste manuscrise vor ieși la suprafață. Și e vorba de Munții Bucegi, e vorba de Egipt, e vorba de locuri sacre din diferite locuri din lume și când va veni momentul, vor fi cutremure, vor fi anumite semne și vor ieși la suprafață aceste
informații. Se vorbește foarte mult despre niște galerii subterane care sunt, da, și în Bucegi și undeva și în zona noastră a Ceahlăului. Sunt peste tot pe pământ. Pe, da, undeva în sud-estul, undeva pe litoralul nostru, da, care ar avea legături pe submare să ajungă la turci. Nu știu, mie mi se par niște lucruri de SF. Nu, sunt, am fost în astfel de tunele, am văzut astfel de tunele, sunt chiar foarte încăpătoare, se poate merge cu căruța, cu jeepul, cu ce are fiecare, sau pe jos, nu se poate merge pe jos pentru că este un drum foarte lung. Și da, sunt astfel de tunele în toată lumea și sunt accesibile doar celor care știu porțile de intrare și de ieșire. Bun, în Bucegi am înțeles că a fost o discuție foarte, foarte puternică pe tema asta, dar au fost opriți cei care au lansat informația, care deja au început să meargă și să fotografieze și să împărtășească tuturor experiența lor, au fost opriți și la un moment dat nu s-a mai auzit nimic. De ce? Nu știu. N-am citit despre aceste subiecte, nu am văzut nici emisiuni la televizor despre asta, nu știu de unde ai tu informația. Eu de pe net. Da. Eu îți vorbesc despre experiențele pe care le-am avut eu, fie cu corpul astral, fie în planul fizic. Deci eu fizic am fost în anumite locuri, în anumite portaluri energetice care, dacă se deschid, îți permit accesul în aceste tuneluri. Nu știu care este scopul acestor tuneluri, dar știu că doar fac legătura între anumite puncte de pe pământ. Știu că unele duc spre o lume subterană unde sunt ființe evoluate și aici mă gândesc și vorbesc despre Shambhala, Tărâmul Înțelepților, însă foarte puțini inițiați de pe pământ au acces în Shambhala, pentru că fiind un tărâm al maestrilor spirituali, au un câmp energetic de protecție care nu permite oricui să aibă acces. Deci sunt informații care trebuie verificate și care oricum vor ieși la timpul potrivit la suprafață. Bun, să așteptăm timpul potrivit să ajungă și la noi, să aflăm informațiile astea, dar până atunci, stimați prieteni, dragi noștri telespectatori, s-a umplut ceasul și, după cum vedeți, au trecut cele 50 de minute, așa, cu viața în armonie și, bineînțeles, și de data asta, ca de fiecare dată vă spun, iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim și vă mulțumim pentru că existați, că sunteți alături de noi, să ne iertați că nu suntem perfecți, dar Horațiu spune și nu numai Horațiu, ba da, suntem perfecți. Eu nu știu dacă perfecțiunea înseamnă ceea ce se vede într-un trup. Eu spun că perfecțiunea se simte. Dacă lăsăm pe Dumnezeu să manifeste prin noi, putem manifesta desăvârșirea spirituală, perfecțiune. Și pentru ca pe final vă pot spune că găsiți această carte, cartea autobiografie Mesia Iisus Hristos, începând de săptămâna viitoare la librăria Bibliopolis și veți putea să vă convingeți că ce spune Horațiu este adevărat, pentru că are această carte scrisă și spune cu exemplificări foarte multe viața lui, cum a trăit și cum trăiește și tot ceea ce transmite el mai departe din propria experiență. Horațiu, mulțumesc tare, tare frumos că ai venit la emisiunea noastră, te mai așteptăm. Și am eu spus, mulțumesc. Vom face un serial așa cu mai multe informații despre tot ceea ce vrei tu să discutăm și vrei să transmiți prietenilor noștri de aici, din această țară și de peste hotare. Vă iubesc, vă mulțumesc și încă o dată mii de iertări îmi cer tuturor celor care nu pot să dau informațiile acelea pe care și le doresc. Vedeți și dumneavoastră, ne limitează și pe noi și timpul și poate chiar cei care vin în emisiune au și ei limitările lor divine. Nu pot să spună tot. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu postul nostru de televiziune. Sunt Gina Coșnete și vă mulțumesc. La revedere! Pace și iubire! Doamne ajută! Pace și iubire!